am urmărit cu atenție și ați ilustrat foarte bine condiția soldatului român care lupta în armata austro-ungară, ilustrată și de liberele armata austro-ungară. În romanul Pădurea Spânzurașului a fost o adevărată dramă. Luptau împotriva voinței lor, exista riscul dezertării și care nu văd. Deci era o viață cam constrângere, să zic așa. A fost foarte bine ilustrată din timp. Ați dorit cumva repatriere? Sau ați încercat? Păi asta am încercat, eu v-am dat mai acest o oră și jumătate de zile. Am încercat și trebuie să acopă, n-am ajuns să întâlnești. Dacă aveți altă întrebare. Deci n-am reușit de cam dat, dar... Deci asta se dorește. Tocmai ne-a cerut, dacă știm și ajutorul, dacă putem ajuta cu vreo informație. Deci tatăl meu a fost ieșit dincolo de mărânt, să știe că tatăl a fost adus. Dacă cineva poate face ceva în acest sens, contactați-vă cu părintele, țineți-vă pe la urs, păstrați-vă regulă. Dacă mai sunt întrebări... Eu zic să lăsăm așa, că pe mamă n-avem ce comenta. Ce să spun? Asta e situația, ce mă n-ai atât vă întreb sincer. Da. Ați încercat să mergeți cu tema aceasta? Eu vă recomand sau vă sugerez, vă încurajez între tine, la licee, la colegii, între elevi. Eu am scris un articol. Cum credeți că ar prinde? Cred că ar prinde, eu știu. Am vorbit de bază profesorilor de eu. Nu, atine. Nu mă pot duce cu zături. Mă duc să ofer eu. Da. Știu, n-am. Că m-aș putea duce la ce zic. Băi, eu aș putea mă vedeți decât am. Nu, dar eu v-am chema asta. Să vrea sigur în context. Cred că m-aș putea face. Sigur, cred că aș putea face. Și mai e timp, adică mai este până la anului în care, că totuși tonul scrisorilor n-am citit-o pe ta seara. 20 ore de scrisori și dar în funcție de auditoriu poți am, eu am încercat cu dumneavoastră să urmăriți un om normal, ce gândea, care erau temele lui și cu mici de informații legate de front, de foarte puțin, foarte sărace. Dar am vrut neapărat să se vadă formulele că el, că era ștătător de carte și că citea în Noul Testament, se vede din scrisori, pentru că felul în care formulează fraza, cum să spun, acest dusul sol, făcut-o sau așa mai departe, această formă de inversare, o găsim în psalmi, o găsim în trecerea știinte, da, făcutul sacrificare sau așa mai departe, deci e clar că și eu cred că și limbajul de studie ales pe care îl are, el ca și țăran obișnuit, nu? Îi vine din lecturile biblice. Deci asta am vrut să se vadă. Aceasta... Dar ceva obișnuit la vremea asta. Și eu cred. Se trăia. Pentru oamenii, da, și pentru oamenii care apucau să învețe carte. Că soția lui nu cred că știa carte. Că scrisorile este așa. Cine cunoștia? Părinte, da, cred. Dacă ați avut nu uitați că aducem de caritoare întâlnire publicească la ore 19 și joia cealaltă, 14 iunie, 14 iunie, la ore 18, cenară în lumină mire. Mai spune părintele Eugen Muraru cu câte încheiere și apoi facem o Crăciun. Da. În primul rând, mulțumim părintele Moga pentru conferința pe care ne-a ținut-o.